Bună ziua, mă numesc Răzvan Soare și îmi câștig existența vânând talente. Înainte de a începe prezentarea mea legată de previziunea pentru anul viitor, o să vă spun că în carieră am întâlnit trei categorii de oameni. Primii sunt cei care dețin adevărul absolut și am descoperit în timp că sunt instituționalizați, ori în instituții de sănătate, ori în biserică. Uitându-mă la scaunele din sală acum, trebuie să recunosc că în România probabil sunt foarte multe fețe bisericești. A doua categorie este cea care își duc viața într-o formă flip coin based, a arunca moneda. Dacă pică pe fața potrivită, continuă în direcția în care se află, dacă nu, o schimbă. Pentru mine asta este trist pentru că ne arată că avem o viață reactivă în funcție de niște factori pe care nu îi controlăm. Și de cele mai multe ori, determinate de oameni care nici măcar nu ne plac. Categoria care îmi place însă mie cel mai mult sunt cei care fac ceea ce numesc eu educated flip coin choice. Sunt cei care, dacă țineți minte când erați mici, puneați moneda pe o anumită fațetă în speranța că aruncând-o va pica pe cea potrivită. Îmi plac acești oameni de ce? Pentru că înțeleg că viața reprezintă o evoluție statistică a unei monede. Poate pica pe orice față. Însă încercând să o pună pe fața potrivită, speră să câștige. Astfel încât previziunea mea de astăzi nu se va situa în categoria flip coin based, ci în cea de educated flip coin based, pentru că voi încerca prin ceea ce vă voi spune să pot să influențez succesul previziunii mele. Vă voi vorbi astăzi despre începutul achiziției inverse, ceea ce îmi place să numesc eu experimentarea unui nou tip de leadership. Achiziția inversă este un termen ce vine din business și ca referire pleacă de la achiziția Nokia de către Microsoft. Foarte mulți au vorbit pe această temă în ultimele luni, însă un analist în mod particular a venit cu o abordare interesantă. El spunea că atunci când o companie achiziționează o alta, se gândește la trei lucruri. Resurse, procese și priorități. Până aici totul bine. În general, spunea el, resursele nu sunt cele care fac diferența, cele care te determină să dai un dolar în plus față de competitor pentru a achiziționa pe cineva. Ele reprezintă, în general, informațiile publice legate de clienți, oamenii care formează compania, active sau patente. Dar compania care achiziționează în general are la rândul său resurse numeroase și atunci nu aceasta face diferența. Pot fi procedurile, sigur, compania care este achiziționată poate avea un model de succes, însă, indiferent care sunt procedurile pe care le pune în aplicare, cea care achiziționează este de obicei mai mare și ca atare își impune și de această dată propriile sale proceduri. Și atunci venea autorul și spunea următorul lucru, probabil că cei care vor să cumpere o companie se gândesc la prioritățile acelei companii, se gândesc la predictibilitatea de succes a acestor priorități. Prioritățile sunt geniale în felul lor pentru că au două caracteristici speciale, sunt unice și exclusive. Unice pentru că aparțin unui anumit mix de oameni, produse și filozofii legate de viitor, exclusive pentru că, în general, companiile nu se pot focusa, mai puțin în România, decât într-o singură direcție. Partea interesantă, spunea autorul, este aceea că dacă așa stau lucrurile și dacă într-adevăr predictibilitatea de succes a acelor priorități este cea care îi determină pe unii să cumpere o companie, atunci aceste priorități, în loc să devină asimilate de către companie, vor beneficia de platforma resurselor și de platforma procedurilor acelor companii, asistând astfel la un proces de achiziție inversă. Pe banii și resursele companiei achizitoare, filozofia companiei achiziționate este pusă în practică. Și este un concept foarte interesant. Se poate aplica acest concept la corporații, în general atunci când interacționează cu talentele, cele pe care eu le vânesc de obicei. Eu zic că da. În general, o companie când se uită la un talent, când se uită la un angajat, îi vede resursele sub forma educației, istoricului profesional, rețelei profesionale din care face parte. Dar, în general, nu aceasta reprezintă factorul definitor atunci când aleg pe cineva, pentru că, în general, organizația va pune și mai multe resurse la bătaie pentru a integra acea persoană. Pot fi procedurile, modul în care acei oameni își desfășoară munca, dar, din nou, organizațiile sunt cele care îți induc și cum să muncești și cât să muncești. Și atunci, de fapt, vorbim de setul de priorități al fiecăruia dintre noi, valori, determinare, dorința de a reuși și capacitatea de a previziona a companiei că aceste valori vor aduce o valoare adăugată companiei în sine. Este interesant că dacă acest lucru se multiplică cu numărul de talente dintr-o companie, ce putem să observăm este începutul unui proces de achiziție inversă. Prioritățile acestor oameni, bazate pe seturile de valori personale ale fiecăruia dintre ei, ajung să fie puse în practică prin procesele și pe resursele companiei care i-a achiziționat, schimbând astfel dimensiunea companiei.
Întrebarea care se pune însă acum și pe care vreau să o dezvolt este aceea dacă prioritățile noastre sunt sau nu pregătite noilor realități. Și m-am gândit să vă dau un exemplu interesant. Sper doamnele din audiență să nu se supere pe mine. Acum 4 ani am văzut câțiva antevorbitori au adus în discuție faptul că la noi am putea să ne calificăm. Acum 4 ani a avut loc celălalt campionat mondial în 2010 în Africa de Sud. Întâmplător am citit un articol scris de un jurnalist american cu referire la acel campionat, cu titlul De ce stelele au eșuat să strălucească. Sigur, este interesant un american să scrie despre fotbal, asta este primul element de noutate. Al doilea este însă legat de argumentele pe care le-a adus cu privire la 4 țări care a priori erau considerate ca având șanse mari de reușită. Portugalia lui Cristiano Ronaldo, Argentina lui Messi, Anglia lui Rooney și Brazilia lui Kaká. Toți aceștia sunt staruri. Sunt staruri cunoscuți la nivel mondial. La Ronaldo mi-am permis să adaug și a doua poză pentru că mulți nici nu realizează că el a câștigat un balon de aur. Este, de fapt, ceea ce este în afara terenului ce-l face cunoscut. Toate aceste echipe nici măcar n-au prins semifinala. Și n-au prins semifinala pentru că, spuneau unii și alții, au fost egoiști. N-au știut să joace în echipă. Toate până la conferința de presă a lui Maradona. Maradona era antrenorul Argentinei la acea dată. Și el a spus un lucru care a sunat șocant, pe care autorul articolului de altfel l-a și preluat. A spus, poate nu au fost suficienți de egoiști. Suficient de egoiști n-aș asuma soarta unui joc. Sigur, sunteți foarte tineri în sală, eu mă uit la părul meu cărunt, poate ar trebui să ne aminte cine este Maradona. Și dacă îmi permiteți, în 30 de secunde vă voi ruga să urmăriți. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Gorruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Bun, acesta era Maradona. Chiar și acum este savuros să asculți comentariul la aproape 28 de ani de la acea dată. Dacă așa stau lucrurile, avea Maradona dreptate. Este cu adevărat toți pentru unul fundamentul de reușit în zilele noastre? Sau din contră, formularistica cu care noi ne-am obișnuit că echipa este cea care primează, că toți suntem egali. Dacă de altfel vă gândiți la cât de pervers poate fi mesajul corporatist, imaginați-vă un talent în fotbal. Și totdeauna la interviul de după, oricât de bine a strălucit, cu microfonul în gură, ce meci extraordinar ai făcut, el va spune nu, a fost meritul întregii echipe. Nu a fost meritul meu. Oare așa stau lucrurile? Haideți să ne gândim la 3 domenii interesante prin dinamismul și competitivitatea lor. Un câmp de bătălie, un avion aflat într-o zonă de turbulență sau atunci când te afli pe masa de operații. Sunt domenii în care, în general, eșecul nu este o opțiune. O să vă spun din propria experiență că la un moment dat a trebuit să mă operez acum 4 ani de zile și cu o zi înainte am semnat o hârtie prin care spuneam că dacă voi muri pe masa de operație, nu am niciun drept sau preferință asupra de a fi urmărit penal cel care m-a operat. Interesantă semnătură, vă doresc în viață să nu aveți așa ceva. Cu o seară înainte trebuia să mă vadă și doctorița anestezistă, până aici perfect, vine o doamnă foarte serioasă, foarte în vârstă, eu tocmai semnase în hârtia respectivă, spune, domnul soare, cap în sus, cap în piept, stânga, dreapta, sunteți ok, mâine ne vedem la operație. Eu cu ochii cât ceapa, zic, Dumnezeule, doamnă, sunteți sigură, m-ați verificat? Nici o problemă, totul este ok. Și atunci am realizat de fapt că pentru mine era importantă încrederea pe care puteam să o am că acea persoană poate să dispună de viața mea. Tot ce am putut să spun cu jumătate de glasă, doamnă, am o fetiță de 4 ani. Vreau să mă trezească mâine. Și soția mea mi-a spus când m-am trezit, că m-am trezit mulțumind tuturor. De obicei rămâi cu ultimul gând înainte de operație de anestezie. Deci eu mulțumeam, cădeam din nou în leșin, mulțumeam și tot așa a fost în primele 2 zile. Genial. Acum, dacă așa stau lucrurile și aceasta era piața în 2008, o piață mare în care toți eram fericiți, toți trăiam, piersica era coaptă, nu ne supăram unul cu altul. Iar în 2013 este mult mai puțin, mult mai puțin. Asistăm de fapt ca într-o pâlnie la o restructurare a pieții, la o luptă de supraviețuire.
Până aici totul este clar și poate că fiecare din noi cumva observăm asta în viața de zi cu zi. Numai că eu interacționez cu talente, oameni educați. Și de multe ori la interviu, când vânesc pentru companiile pe care le reprezint, îi întreb, ce ai face tu pentru clientul meu să rămâi într-o piață mai restrânsă, într-o piață cu adevărat mai mică? Genial, în aproximativ 90% din cazuri, ei răspund, să fii diferit. Perfect. Și apoi îți cobori ochii pe cel mai șablonat CV cu putință. Istoric bazat, bazat pe responsabilități și worst case scenario, Europass CV. Asta este genial. Eu nu cred în schizofrenie de business. Cred că dacă ai bun simț acasă, ai și la birou. Dacă crezi că la birou singura șansă de supraviețuire este de a schimba lumea, atunci trebuie să-ți schimbi și propria viață. Nu prea există in between. Dar trec de acest șoc și spun, ok, bun, nu mă uit la CV, se poate întâmpla o cutumă. Cum ai face să fii diferit? Iar răspunsul fulminant care mă șochează, să aplic bunele practici. Asta mă omoară. Mă omoară din trei motive. Unul, pentru că este șablonar în istoricul acestor practici, în faptul că ele sunt publice și cel mai trist în faptul că toți competitorii tăi le vor repeta. În loc să fii diferit, doar n-ai inventat tu reducerea costurilor, doar n-ai inventat tu teoria sandwich. Te laud, te scuip, te laud la loc și trebuie să te întorci fericit acasă. Este chiar la un moment dat groaznic, da? Aplicând bunele practici, de fapt ceea ce reușești să faci tu este să duci piața sus, iar riscul de a fi dat afară din piață rămâne în continuare. Bun, acum ne putem gândi, astea sunt de obicei cutume corporatiste, ne-au băgat pe cap, aici sunt mulți antreprenori, ce ne privește pe noi? Eu vă spun că nu este neapărat adevărat și acum o să aduc în discuție, îmi cer scuze, mamă, dacă mă vezi, te iubesc, pe mama mea. Mama mea mi-a spus întotdeauna, când ești tânăr, muncește tare, fă fundația cât mai bine, ca la un moment dat, Răzvănel, mamă, să te odihnești, să fii fericit, să fii acolo bine unde ajungi. Partea interesantă că în viață tot gândim așa, probabil povestea vi se pare cunoscută. Și la un moment dat ajungem la o zonă optimă în care eforturile pe care le punem într-un lucru, într-o acțiune, sunt suficiente pentru o reușită particulară. Și este zona noastră de confort, zona în care ne simțim bine, genial. Numai că, dacă nu schimbi nimic, ceea ce faci este să creezi un cadru șablonar. Chiar și în cadru șablonar din bine. Bun, până acum nu este iar nicio problemă pentru că acest lucru există. Numai că, în general, atunci când ești sus, ești într-o zonă aspirațională, într-un lanț trofic. Fie că vorbim de companie sau de carieră. Te afli într-un loc unde alții, cu sau fără invidie, își vor dori să ajungă. Până aici totul e perfect. Numai că dacă tu nu schimbi nimica, cei care vor să fie ca tine nu vor avea curba de învățare. Și vor ajunge să fie mai ieftin decât tine și mai interesant să te schimbe. Ceea ce sună genial în teorie. Când vorbesc însă cu talentele mele, cele pe care le întâlnesc, îi spun, doamnă soare, nu poate fi așa ceva. Nu poate fi așa ceva pentru că eu sunt unic. Și eu le explic că nu contează cât încearcă. Este suficient ăla care te schimbă. Dar haideți să facem un experiment, da? Am să vă arăt o poză și vă rog să vă gândiți la brandul care credeți că stă în spatele acelei poze. Nu o să dăm numele. Și apoi facem un concurs, da? Uite, bun. Acum, cu totul aleator, fără nicio problemă, deci fără nicio problemă, dau două litere ale alfabetului. Culorile sunt alese iar aleator, nu are nicio importanță, da? Facem un concurs. Vreau ca cei care cred că brandul începe cu litera M să ridice mâna. Foarte bine. Este cineva în sală care crede că începe cu litera N? Ok. Ce vreau să vă spun cu mare tristețe este că cei care ați ridicat mâna la litera M vă înșelați amarnic. Pentru că aceasta este reclama. Și veți crede că pentru a-mi susține argumentul am stat în Photoshop cu o noapte înainte să fac de la un cap la altul, nu mă pricep. Credeți-mă, nici la prezentarea asta în keynote nu m-am priceput foarte mult. Acesta este afișul care a stat o lună de zile în centrul Bucureștiului în 2008. Acest afiș trebuie să vă arate un lucru important. Că în lumea actuală nu mai există statui de nedărâmat. Că în lumea actuală nu mai există chestii care să rămână granted for life. Care să rămână așa pentru că acolo le-a pus Dumnezeu. Acest lucru este foarte important pentru că asta vă arăta de ce trebuie la un moment dat și revin la povestea mamei mele. Dar înainte de asta fac o mică oprire, vă rog să mă scuzați. Am încercat să explic de ce noi încă nu putem să ieșim din șabloane și am văzut o reclamă la un brand de ceas. Brandul și ceasul nu au importanță, cât mai degrabă mesajul care este acolo. Ei spuneau că pentru a sparge regulile, trebuie întâi să le faci foarte bine. Și mi-am adus aminte din nou de best practices, de practicile bune cu care mă tâmpesc toți candidații mei. Și am realizat de fapt că în toate corporațiile noi folosim aceste practici bune, nu pentru a le face mai
bune mai târziu sau pentru a le spate, ci pentru a rămâne încătușați în ele. Când ți se spune la servici, fă exact cum au făcut alții în orașul X, în sucursala X. Nu se spune pentru a fi mai bun decât ei. Nu, 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 fă acolo. Nu contează că, ești, că nu te regăsești în ele, că nu te simți fi încătușat. Ori situația și explicația pentru a putea supraviețui este următoarea. Este din contra aceea de a ne suma, la fel cum Maradona și-a sumat decizia de a lua mingea din terenul lui și a băga gol, să ne asumăm reinventarea. Sigur că plecăm la un drum nou și de obicei cam toți cei pe care vânesc sunt cam de vârstă, am zis, doamne, iar să iau de la început, dar până acum ce am făcut, am pus acolo cărămizile, oare de ce nu funcționează? E adevărat, este un mediu nou, este un mediu care poate este plin de necunoscut și de multe ori acest mediu este chiar, poate chiar provocator, poate să aibă loc chiar furtuni. Numai că într-un mediu necunoscut, în care orice altceva este egal pentru toți în noutatea sa, cei care te urmăresc, cei care aspiraționali și doresc povestea ta, vor fi alături de tine, numai că ei vor fi simple bărcuțe în furtună, iar tu vei fi un adevărat iceberg, pentru că educația și experiența ta îți vor asigura supraviețuirea. Și după părerea mea, reinventarea, fără să sune cinic, înseamnă supraviețuire. Înseamnă supraviețuirea cu care ești dator muncii tale depuse de o viață. Este supraviețuirea cu care ești dator pentru a putea să duci mai departe valorile pe care le ai sau viziunea pe care ai despre viitor. Un model de leadership care nu funcționează. Acesta este un videoclip care mie îmi strânește sentimente de tristețe din două motive. Unul, că tipul este miliardar, ceea ce mă face să mă întreb dacă eu greșesc sau el. Bun. Clar, răspunsul stă acolo. Mama m-a învățat de altfel că dacă trebuie să spun că ești beat, chiar dacă nu ești probabil că ești, el e miliardar, sigur este cel mai bun. Trist este că erau oameni în sală. A respectat toate cutumele modelului de leadership vechi. A fost foarte cald către oameni, a zbierat chiar sermanul de el, a folosit cuvintele cheie, iubesc această companie, nu? Exact cam tot ce se cere. Și cu toate astea, modelul ăsta este falimentar. Este un model care nu se mai reproduce în actuala situație. Și o să vă explic imediat de ce. Modelul, cum îl văd eu, de leadership nou, al noilor realități, nu are nimic de a face cu responsabilitățile pe care le avem noi, cu titulaturile pe care le avem. Sunt de altfel îngrozit câte cursuri există pe piață de leadership. De parcă ar putea să te învețe cineva cum să fii lider. De parcă ar putea să-ți inducă ADN-ul de care ai nevoie. Dar este genial, dăm bani extraordinar de mulți. Iar aici la o conferință unde cu adevărat puteai să vezi ce va fi la anul, oamenii spun da, dar cât de sigur e că se va întâmpla. Genial. Deci asta mi se pare entuziasmant. La fel de adevărat este că actualul model de leadership este prost judecat ca fiind legat de schimbarea lumii. Am văzut de curând o prezentare a unui, n-aș putea să spun, bănuiesc un speaker foarte bun pe TED, Drew Dudley, sper că am pronunțat corect, care spunea că de multe ori ne asumăm conceptul că leadership-ul este despre schimbarea lumii pentru a ne justifica de ce noi nu suntem acolo, pentru a ne justifica de ce noi, sau pentru noi că n-a venit timpul potrivit să fim lideri. Și el spunea o chestie de altfel foarte adevărată, că de fapt nu există o lume unitară. Există percepția 6 miliarde de oameni și dacă schimbi viața unuia sau a doi dintre ei, de fapt ai schimbat lumea. Și că ar trebui să celebrăm acest lucru la fel cum celebrăm de altfel și sărbătorim trecerea unui an din viață, în care poate n-am făcut nimic, doar pentru că a trecut. V-am spus la un dat că modelul de leadership poate fi cuantificat și în ceea ce înseamnă pierderea sa. Și o să vă dau un exemplu. Pe 23 august, pentru cei mai vârstă decât mine, rezonanța e perfectă, omul care tocmai zbiera și a anunțat demisia. În acel moment, peste 225 de milioane de acțiuni Microsoft au fost schimbate pe piața de capital la un premium de 2 dolari. Astfel, față de o medie de 30 în mod normal în zile dinainte, aveți datele acolo. Ceea ce înseamnă că valoarea eșecului sau bucuriei celorlalți că ăsta în sfârșit a plecat, înseamnă 460 de milioane de dolari. Aproape jumătate de miliard. Este un lucru foarte trist, mai ales că poți cuantifica. Bun, dar dacă așa stau lucrurile, cum ar trebui să arate noul leadership? Noul leadership care ar trebui să fundamenteze prioritățile noastre, ale fiecăruia dintre noi. În primul rând, este despre a crede și nu a vinde.
Am auzit mulți vorbitori de aici care au precizat acest lucru într-o formă sau alta. Că diferența este dată de modul în care crezi în lucrurile pe care le spui. Și nu de forma de ambalaj pe care o oferi. Nu de faptul dacă ești politically corect sau nu. Dacă te exprimi statistic, demografic corect, stimate Doamne, stimați Domn, ca să-i acoperi pe toți și stimați Domn de la bar, vă felicit pe dumneavoastră. Deci ca să fim cu toții acoperiți. Este de a-i convinge pe ceilalți că ceea ce spui tu merită. Am spus întotdeauna că cei pe care îi vânezi eu sunt aia care dimineața se uită în oglindă și spun ce bun sunt astăzi și cum voi schimba lumea. Știu că poate sună aroganță, dar oamenii nu se lasă înșelați de ochi. Dacă în ochii unui om vezi determinarea că ceea ce spune este și lucrul adevărat pe care îl crede, îl vei urma. În zilele noastre vorbim de puncte de inflexiune. Eu evit să vorbesc de criză. Cei dinainte au vorbit criză, eșec. Eu sunt un tip mai pozitiv. N-am altfel cum. Dar este clar că într-un moment de inflexiune trebuie să alegi A sau B. Și am descoperit un lucru extraordinar, că actualul leadership este de fapt un leadership al asumării unei opțiuni. Nu v-am spus, nu depinde de poziție, de titulator, de ce vrei tu. Este asumarea unei opțiuni într-un moment de inflexiune, la orice nivel te-ai afla în care să alegi A sau B. Să ai curajul să spui că aleg A și dacă A-ul este cel bun, îți iei creditul. Dacă B este greșit, ți-ai luat și scaltoaca. Atât de simplu. Este de asemenea un leadership în care trebuie să nu fii speriat de provocare. Este foarte interesant că vezi eșecul de leadership în companii în funcție de lungimea e-mail-urilor pentru justificarea unei acțiuni. Cu cât sunt mai lungi, cu atât este mai slab leadership-ul, pentru că nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Este la fel de adevărat că trebuie să stai în fața primei linii. Am spus întotdeauna, când ești într-o zonă de provocare, fie că vorbim militar sau ceva, nu poți să stai împreună cu ceilalți să spui haideți împreună, haideți să facem. Nu, dacă ar veni pilotul să-mi spună mie în turbulență, crezi că pot să te conduce împreună, mă apucă fibrilația. Dacă șeful militar îmi spune, Răzvan, cum crezi tu că ar trebui să atacăm? Eu sunt nici măcar armata n-am făcut-o. Cât dacă chirurgul m-ar fi întrebat, e bine unde tai, cred că aș fi leșinat pe loc. Da? Deci este clar că trebuie să stai în fața primei linii pentru a putea să convingi. Este de asemenea foarte adevărat că pentru a sta în fața primei linii, un adevăr absolut trebuie precizat. Trebuie să fii mai departe decât ceilalți. Și mai mult aș mai adăuga o calitate. Trebuie să ai față de domnul Steve Ballmer ceea ce numesc eu decență inspirațională. Și am să vă dau un exemplu. După cum observat, n-a spus I love this company. Nu a început să zbiere, nu a zburat. Această decență inspirațională este apanajul celor care cu adevărat îi conving pe ceilalți că lucruri extraordinare se pot întâmpla. Dar cum am spus mai devreme, nu este numai despre ei. Ei sunt lideri care au schimbat lumea. Liderii care îi plac eu sunt ca acesta. Ok, acesta. Ce vă spune această față? Vreunia dintre dumneavoastră? Nimic. Dacă dau și numele, încă nimeni din sală. Bun. Imaginați-vă atunci ca un joc al minții că veți închide ochii pentru 40 de secunde. Sigur că veți fi confortabil să-i redeschideți la loc, nu? Dacă vă spune că 44 de zile nu veți deschide ochii, începeți cumva să vă speriați, așa, să aveți o mică emoție? Și dacă vă spune că pe umeri vă adaug și 900 de metri de rocă vulcanică și 14 zile nu știți dacă veți fi salvat, ce veți crede atunci? El era șeful de tur al celor 33 de mineri, prinși în subteran, într-o mină ciliană. 33 de mineri, el neavând nici titlul de lider, nici cursuri de leadership cu siguranță, abilități, nici atât, da? În clipa în care a fost prins, a trebuit să găsească o soluție de a supraviețui cu ceilalți colegi, dar nu canibaliza. Și în acel moment a reușit să facă în simplitatea lui trei lucruri. Unu, a prins felinarele de la mașinile industriale pe care le aveau pentru a mima ziua și noaptea. I-a obligat să mănânce într-un colț și să-și facă nevoile în altul. Repet, asta în primele 14 zile în care nici nu știau dacă vor fi identificați sau nu.
la aproape, v-am spus, un kilometru în pământ. De fapt, nu în pământ, că pământul e mai ușor, în rocă vulcanică. Și a mai făcut ceva. I-a pus să cânte imnul național. Atât a știut el. Imnul național al statului chilean îl cânta într-o feblețe genială. Asta e aproape ca un moment Mastercard. Da? Deci de neopiat. Și te gândești la echipa națională a României ca de la deversul 2 încep să dea din buze pe cum peștii pe uscat. Cam asta știu să fac. E foarte adevărat și trist. Îmi pare rău, dar asta a făcut. În final, el a devenit erou național, iar ulterior Time l-a și numit omul anului. Asta este genial. Dar haideți să facem un alt experiment de alt gen de, sau alte exemple de leadership care mie îmi plac. Dacă ar fi să facem un concurs acum și F50 v-aș întreba ce ar fi, vă dau trei opțiuni sau dacă aveți altele. Credeți că este un nou model de Ferrari? Ridică cineva mâna? Nu. Da? Bun. Credeți că este cumva o formulă de raliu? Nu. Un avion de vânătoare? Ok. Bun. Ei sunt, de fapt, cei 50 de electricieni care s-au întors în Fukushima știind că vor muri mai devreme de 3 luni pentru ca 2 milioane să scape. Nu erau lideri, nu aveau leadership-ul trecut în job description-ul lor de nicio culoare. Mai mult, au fost cunoscuți doar sub numele de Dead Man Walking, pentru că au refuzat să li se dea identitate. Și ca să fie povestea completă, unul din ei mai avea 3 luni până la pensie. Acest gen de asumare de opțiuni, la un nivel neierarhic, la un nivel, hai să spunem, diferit, te face să te întrebi dacă cumva nu ne justificăm leadership-ul doar pentru poziții înalte, pentru a ne explica de ce nu schimbăm țara, de ce nu ne schimbăm pe noi înșine, de ce nu ne schimbăm viața. Acum, este interesant că v-am vorbit de achiziționarea inversă la nivel de corporații. Credeți că este posibilă la nivel de țară? Haideți să vedem cum ne vede de obicei țara pe noi, pe cei care suntem aici. Ne vede prin ceea ce însemnăm ca și resurse, educație, dorința de a crește și desigur taxe și impozite. Cât putem plăti, slavă Domnului, acum n-am mai adăugat câteva, Dorin, care vecinul meu, va plăti probabil și pentru piscină, dar asta este soarta lui, nu a mea, nu am ce să fac. Da? Și de obicei, astea nu sunt relevante pentru că ei ne stabilesc cadrul, ei ne stabilesc și cum va arăta educația noastră, ne determină și care va fi dorința noastră de creștere sau de plecare din țară, cum au spus câțiva antevorbitori, și inclusiv nivelul de taxe și impozite. Ca procese. Bun, modul în care noi ne trăim viața, generic spus. Dar și aici ei au avut grijă să ne dea nouă cutumiar și cutume și cadrul legislativ și absolut orice, încât noi nu putem să mișcăm în front. Partea interesantă față de corporații este că ei însă nu așteaptă ca și stat să avem noi priorități. Ei vin și spun, nu, noi știm prioritățile tale. Noi ți le dăm pe baza unui model vechi de leadership în care noi, având reprezentativitate, îți spunem ce este bine. Numai că în ultima perioadă, asta mi se pare genial, apar oameni care au priorități diferite legate de valori personale, de opțiuni sociale, de sentimente chiar. Am aici câteva argumente că totuși sentimentele nu sunt bune dacă nu sunt și realiste adaptate, dar în final ce contează că mai găsesc și pe alții. Și acești oameni, mulți sau puțini, reușesc să schimbe. Reușesc să schimbe, pe de-o parte, prioritățile unui stat, cu speranța că vor schimba cadrul legislativ și poate cine știe țara. Asta nu o știu. Acum, am vorbit mai înainte de F50. V-aș da un alt termen care mi se pare interesant, B2K. B2K sunt cei care în noiembrie 2011, dacă nu mă înșel, neavând opțiuni sindicaliste, neavând nimic altceva, au crezut că pot păstra în poziție un profesionist. În ceea ce numeau mulți Revoluția A4, hârtia A4, foarte spirituală, și statul nu i-a crezut că pot schimba ceva. Și în final au reușit. Există un alt termen, B15K. Este ceea ce avem în ultimele 10 săptămâni. Repet, sunt oameni care au viziune nesindicalistă, neatașată unui subiect neapărat economic, ci unui set de valori, unor așteptări legate de viitor. Speranța mea este că vor reuși. Vor reuși cel puțin să inițieze această achiziționare inversă de care vă vorbesc. Acum trebuie să închei pentru că oricum am depășit. Mulțumesc că ai oprit counterul, că deja mă făceam de râs, da? Și o să încep cu un citat al unui general american, care pe mine m-a impresionat, Stanley McChrystal. E un om care a fost în Irak, în Afganistan. Și el spunea următorul lucru. Că a ajuns să creadă că liderii sunt buni pentru că au întotdeauna dreptate. Sigur că da, într-un truism adevărat, dacă ai ales opțiunea care era cea corectă, istoria te va ține minte și de lider și că ai avut dreptate. Spunea de asemenea că liderii sunt buni pentru că au capacitatea să se adapteze și să învețe. Și la un moment dat el povestea că înainte de orice atac pe care îl întreprindea, îi întreba pe cei din staful lui unde au fost în septembrie 11. Și la un moment dat cineva ridicam și a spus, eram în clasa a doua. Și atunci a realizat cât s-au schimbat realitățile. Oameni care atunci erau protejați în a vedea efectele distructive
al lui septembrie 11, stăteau și trebuiau să lupte pentru crezuri pe care nu le cunoșteau. Și atunci a început să se readapteze. Și spunea că nu este ușor și nici greu. În final, aș vrea să folosesc acest lucru pentru a spune că achiziția inversă pe care o vreau eu va pleca cu dumneavoastră. Va pleca cu dumneavoastră de această conferință din dorința de a arăta că pentru a supraviețui în business, pentru a vă impune valorile dumneavoastră, veți avea ambiția să convingeți pe cei care într-o formă sau alta v-au achiziționat într-un sens pozitiv, corporații sau stat, v-au luat ca fiind for granted, să le schimbați filozofia și procedurile. Și mai spune ceva Stanley McChrystal, care mi se pare genial, că în asemenea situații, cei pe care te bazezi vor fi întotdeauna alături de tine. Pentru mine e mai greu, fiind antreprenor, m-am doar pe mine însumi. Dar ceea ce este cel mai important este că cei care au nevoie de tine, au nevoie de tine în picioare. Iar de mine în picioare are nevoie fetița mea, Letiția. Și eu vă mulțumesc foarte mult.